dau de maneta asta, uite așa, și coboară. Da? Uite. Apăs pe ea și urcă. Aici am o piedică, da? Un fier sudat, așa, uite. Ca să sprijinească în el, să nu vină mai încă. Și mi s-a înălțat atât, uite, când cobor, uite ce se întâmplă. Rămâne stupul așa pentru transport. Când am apăsat aici, se ridică și rămâne așa, da? Toată șmecherie e din asta. Deci încă o dată, uite, dăm aici în jos, s-a lăsat. Da? Deci stupul, uite, se vede acolo sus, acolo. L-a atins și în momentul ăsta, uite, îl ridică. Deci poate să aibă și 100 de kilograme de chestia asta care am sudat eu aici, îl salți lejer. Ca dimensiuni, ți-l faci la fiecare și îl face la, na, să intre sub stup aici. Da? Nu contează că e mai mic sau mai mare, adică nu e nevoie să vă dau eu dimensiuni. Important e sistemul ăsta, da? Autobasculare. Cam atât.